Păcat că n-am microfonul chiar atât de sensibil. Eu sunt Ovidiu Ioanțoan. Se ceartă unii. Eu din ascult, la ți zice, că se aude chirială de femeie și orăcăi de bărbat gros. Ia uite ce țipă, se ceartă în bucătărie. De ce? Că bucătăriile noastre și păile îi dă pe o chestie, știi? Și se aude cu ecou, cu efecte speciale. La ora nu știu cât. Deci, se ceartă. Nu știu dacă e pe scara mea sau scara cealaltă. Nu mă interesează. Deci, s-a auzit un buf. Deci, a luat castronul, l-a făcut pe zeinei. Că nu i-a plăcut lui ăla cum a gătit aia. Și aia țipă. Am venit de la serice vosite, rebegite. Nu știu ce zice. Dacă o mai faceți de două, trei ori, eu zic să-l imortez părerea mea. Nu, asta nu e iubire, bă. Cel puțin și-o și una. Păi nu avem. Ne mai întâlnim din anul Paște, poate acum ne întâlnim de Paște. A, nu, că-l face cum să scup, să cu cine pula mea asta. Se prea, băi. Da. Bă, pula mea a fost o relație frumoasă. Ne-am cicea. Fapt, eu sunt de la am făcut o mobilă. Ne împăcam imediat. Și nu făceam chiar atât de urât. Dura cam puțin. Răgnetile. Pare la mine se explică, că dacă se coabitezi cu cineva, trebuie să te adaptezi. Eu, din dorință să stau cât mai mult cu ea, că sunt singur, ce de fapt, trecem într-o perioadă proastă. Și atunci încerca să respingi pe toată lumea. Chiar ce mai faci? Băi, îi dau libertate totală. Că nu e obligată să te gândești. Dar cu ce vrea, adică orice om se obligă cu ceea ce face cu ce. Ioana, mai bagă niște poezii. Dar nu știu, o să-mi intru în biserică, că m-am luat peste la care mi-a scris ceva. Fată! Ce dracu, a trecut o săptămână și n-ai mai băgat? Nu, că n-am băgat. Acum, nu, poate să mă stai. Dacă scriu la loc. Dacă scriu mișto. Vrei să mă masturbezi? Bagă o poezie. Te masturbezi pe poezia mea, nu mă masturbezi. Dar e mișto. Dar ne face așa. După aia modifică. Fac, fac, se va ei. Ah, stai că ce să fac altfel. Și iese mișto. Deci, șut și gol, la curu gol. O ia pe aia de umeri și îi dea șuturi în cur. Bine că n-au ce pula mea să. De ce să n-ai monedă superioară? În cauza reflexiilor din pereți nu se mai înțelege nimic. Era serios, dacă auzeam și înțelegeam ce pula mea ziceau niște crohăitori de ăștia care au luat-o pe Valpolime și în loc să-și pupe nevasta să danseze cu ea să-i distreze, țipă ca animalele să-mi bat pula. Sălbatici.